Muntoza, Neața Corina a statulat în platoul de la Neața cam fiecare zi de miercuri. Săptămâna trecută a fost o excepție, că a fost Răboi Mare pe aceste meleaguri. Astăzi discutăm despre ce să nu spunem într-o relație în funcție de vibrația interioară. Bună dimineața, bine. Bună dimineața. Păi să mai evităm certurile, da? Ne bucurăm de luna decembrie. Desigur, desigur. Știi că noi avem anumite trăsături, nevoi, pretenții și e foarte ușor să le lăsăm să explodeze fix în relația de cuplu și să apară cearta. Însă nu e neapărat celălalt de vină, așa că aș vrea să spun câteva fraze pe care cumva le avem, chiar dacă nu ne dăm seama, care fac destul de rău partenerului și îl rănim. Vibrația interioară se calculează destul de simplu. Luăm doar ziua în care ne-am născut. Ziua în care ne-am născut, însumăm dacă sunt două cifre. Da, și obținem o vibrație de la 1 la 9. Bun. Sunt practic primele noastre tendințe, de asta nici nu ne dăm seama. Pentru că mulți oameni nu-și dau seama că au aceste reacții și reproșează partenerului fix aceste lucruri. Bun. Cei care au... Deci ce să nu spunem în relația de cuplu dacă partenerul este unul? Nu, dacă noi suntem. Dacă noi suntem da. Este vibrația noastră. Deci ce să nu spunem noi? Ce să nu spunem noi, asta depinde de noi și aceste lucruri pe care o să le exemplific sunt cumva nevoile, tendințele noastre. Okay. Nu e el de vină sau ea. Cei care au vibrația interioară 1 au mereu nevoia asta de a fi ei cumva pe primul loc. Așa. Și inclusiv în discuții vor să aibă ultimul cuvânt, da? Și aruncă fix această expresie, eu am ultimul cuvânt. Sigur, pentru celălalt e cam umilitor de cele mai multe ori și nu e deloc benefic unei relații, unde trebuie să comunicăm și să ne echilibrăm. Deci eu am ultimul cuvânt, să mai evităm, da? Din când în când. În schimb, la 2, persoanele care au vibrația interioară 2, chiar dacă simt că iubesc din tot sufletul și că ar dărui tot ce pot în relație, să nu-l împovăreze pe celălalt și să-i spună nu pot să trăiesc fără tine. De ce spun împovăreze? Pentru că e destul de greu, da? Pentru persoana dragă să aibă această presiune, să știe că totul depinde de el și fericirea și liniștea noastră. Noi putem să simțim și cei care au vibrația interioară 2 simt destul de des, da, lucrul ăsta, dar măcar să nu-i împovărăm pe cei dragi. Okay. La 3, cei care au vibrația interioară 3 sunt foarte creativi, asta știm, însă se împrăștie destul de mult și ei nu... delimitează foarte bine timpii, cumva. Nu prea se încadrează, se împrăștie și atunci măcar să nu mai promită că termină foarte repede. Da? Hai că termin repede bagajul, hai că termin repede discuția, hai că termin repede. Hai că termin repede berea asta vin acasă. Da, deci bine. Nu prea e corect. Și voi ziceți că sunteți gata în 10 minute și de-abia în 2 ore plecăm din fața blocului. Mai ales 3-ul, da? E adevărat că și noi zicem că mai bem o bere și venim, dar asta a născut mult reclame. Bun. 3-ul nu că ar vrea să mintă, dar nu termină niciodată când își propune, da? 4? La 4 avem nevoia asta de respect. Pentru 4 e important respectul, dar să nu fim totuși în extremă, da? Și foarte rigizi și să avem impresia că ceilalți trebuie să stea drepți acolo unde îi punem noi, să nu lase o scamă, să nu deranjeze casa noastră. Ăștia sunt care te pun să te descalți când vii la ei. Asta e cel mai mic trebuie să speli și cana, trebuie totul să fie ordonat, așezat, pentru că pentru ei e un stres mare, dezordinea. Dar pot fi foarte răutăcioși, să știi. Adică mai bine pleacă dacă mi faci dezordine. La 5, cei care au vibrație interioară 5, îți spuneam că sunt destul de jucăuși și ei se cam plictisesc. Acum, nu e problema partenerului sau partenerei că m-am plictisit. Adică ține de mine să-mi așez lucrurile mai interesant, să fac mereu lucruri noi, uite, să ies, să călătoresc, să adaug lucruri interesante la o vizită, să nu reproșez celorlalți. Dar 5-ul are tendința asta. Din cauza ta m-am plictisit. Bun, mergem mai repede un pic. La 6 nu mi-oferiți... Dacă nu mi-oferi siguranță și confort, nu prea te vreau. Pentru că sunt aspecte importante pentru un 6, da? Această echilibru, armonie, protecție și are impresia că celălalt e vinovatul, da? E responsabil. Nu e așa. Eu sunt responsabilă, da? Să-mi creez un confort, să am siguranță, nu împovărez persoana iubită. La 7, cei care au vibrație interioară 7 știu că sunt pretențioși și critici și uneori au impresia că pierd timpul în discuții, pierd timpul așteptând poate ca celălalt să ia o decizie și spun foarte des nu pierd timpul cu tine, dar asta e foarte jignitor.
Corect. Ideal să nu folosim asta. Cei care au 8 ca și vibrație interioară țin foarte mult, evident, la dreptate, la a fi ei în control, uh-huh, și cumva chiar și ei îi umilesc pe cei dragi, spun că eu am dreptate. Adică nu mă interesează părerea ta și eu controlez totul, mai ales dacă ei sunt într-o poziție financiară mai bună sau poate susțin casa, au această tendință de a da și peste naș celuilalt, că știi ce? Eu sunt în control. Și la final 9? Și la final 9, 9 cumva se vede de multe ori deasupra celorlalți. Sigur, este o persoană matură, înțeleaptă, care vine cu niște abilități, însă e jignitor să îi spună celuilalt, știi ce, eu sunt la un alt nivel. Un alt nivel, adică mai ușor tu nu ești ca mine. Nu uitați că vibrația cuvintelor produce efecte în câmpul energetic, decât să spui o răutate, mai bine n-o zici. Mai așa, bine tăcem din gură. Așa suntem pe principiul ăsta și pe modelul plouă afară și fiind căsătorit de mult timp, tind să cred că e vina mea, zic să încheiem această rubrică. O găsiți pe Corina Statulat pe Instagram, pe Facebook sau pe corinastatulat.ro. Mulțumim tare mult!